O avem pe caracterul Mișa în joc, bro, are voie. Ticăluțu! Eu mă las, bro, ești nebun. Bro, uite și tu cum arată aici. Bă, ești nebun! Nu te cred. Masca din PS1. Trage cu shotgun-ul. Uite sniperul din Free Fire, ești nebun. Girlfriend! Calculatorul e etern, te pup! Nota mea pentru jocul ăsta este... Bă, ce emoție am cum mă joc Free Fire 2017, ești nebun! Țin minte exact, bro, locul ăsta, fix aici! Mamă, bro, ce fel arăta tot înainte! În zilele noastre există fake-uri la de toate. Avem fake-uri la haine, fake-uri la telefoane și mai nou și fake-uri la jocuri. Adică avem jocuri care copiază un alt joc. Știu că sună puțin penibil, ca să fiu sincer, dar avem jocuri care copiază foarte mult Free Fire, adică de la nume până la tematica de joc, până la stilul de joc, până la caractere, la absolut tot. Așa că în videoclipul de astăzi vom testa 5 jocuri care copiază foarte bine Free Fire-ul. Sunt fake-uri 1 la 1 după Free Fire și vom vedea și o diferență între Free Fire-ul real și fiecare joc în parte. Așa că dacă v-am făcut curioși, stați până la capăt să vedeți ce se va întâmpla în videoclipul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul acela de like, să strângem 10.000 de like-uri, să vă abonați, să ne strângem acolo 100.000 de abonați, clopoțelul, un comentariu, ce vreți voi, follow pe Instagram, îl vedeți mai sus, follow pe TikTok, link în descriere. Cam atât, dar nu vă mai spun nimic. Așa arată și profilul nostru dacă s-ar deschide. Mulțumesc pentru cel mai bun internet, dar cam așa arată profilul pe joc, un joc destul de bun, unul dintre cele mai instalate jocuri din lume. Avem și la setări aici tot auto pickup, display, setările de grafică, multe rău de tot, adică jocul ăsta e foarte complex. Moduri de joc avem rank, avem curi, guild, guild wars. Da, avem și guild wars, da. Hai să băgăm și noi un meci de rank, sper să nu ne dea cu boții pentru videoclipul de astăzi, ca să vedem cum decurge un meci normal față de un meci fake. Bine, ne-a băgat cu boți, că na, dacă ești pe emulator, ești descurajat, ești dezavantajat, am vrut să spun. Dar mă, e ce trebuie, n-am ce să zic, e Free Fire original, adică cam așa ar trebui să fie și restul. Adevărat vă spun. Bine, dar la cum funcționează mecanismul jocului ăsta, îi spune că Free Fire-ul ăsta e fake, dar merge, în fine. Grafică frumoasă, umbre, tot ce trebuie, ne-am spart cu umbra asta, ia uitați umbra aici, ne-a rupt umbra asta în 3, ne-a făcut praf. Ia uitați umbra din spatele meu. Nu mai contează, asta nu pun în edit. Bro, aveam players, îmi bat picioarele. Da mă frate, nu mai mă joc, gata. Ia să vedem cum se conduc și mașinile pe Free Fire pe aici. Clar nu se conduc așa. Da, vorbim de un joc care îl jucăm pe emulator. Automat ar trebui să aibă bug-uri. Da, nici chiar așa mari, dar în fine ați înțeles voi ideea. Dă-i mă cap, dă-i cap. Bun, așa. Aparent ai și o coroană deasupra capului. Nu știu ce s-a întâmplat. Dacă îmi spune și mie cineva ce s-a întâmplat, să scrii în comentarii. Uite, descoper și eu lucruri noi. Am o coroană deasupra capului. Ce tare mă simt. Un pawn combing the king of UHP, be lucky, resolve a laugh and enable you can scan your enemies. Team will be re-give bonus points after master. Da, frații mei! E bun! Să-mi bat picioarele, bă, dacă am înțeles, în afară de racking și exparailing, ce era acolo, nimic. Mă, băi, dar e ciudat, bă, la clipurile în care le faci singur. Aici suntem eu și cu mine, gen la modul ăla. Pe Free Fire faza e cam trebuie să ai prieten cu cine să te joci, pe când restul de jocuri sunt offline, adică te bagă doar cu boți, ești singur. E un joc pentru toți oamenii ca mine, care au mulți prieteni. Da. O să înțeleagă nimeni. Te-am acasă pe tavan, un paianger Spider-Man. Adică are logică, gândiți-vă că Thompson e armă de apropiere, adică nu vă gândiți. Ia. Bă, cred că mi-am făcut și eu un prieten, ăsta e așa. Ia? Cei mai buni prieteni suntem. Ne mai jucăm Free Fire, ce naiba. Mi-am făcut iar un prieten, frații mei. De astăzi o să o cheme Marian. E prietena meu, ok? Marian, te-ai dus? Ebe, aștept să termin meciul ăsta, deja m-am plictisit de Free Fire. Bam, două capuri, sunt bun rău de tot, da? Player! Bă, avem player, ești nebun? Pușăm agresiv. Vreau puțină muzică de intensă la edit, repede, rău de tot. Nu mai pa picioarele în el. Bine, acum pe bune ne-am prostit că nu puteam să jucăm tot videoclipul Free Fire. Primul joc din videoclipul de astăzi se cheamă Max Fire Battlegrounds. Hai să vă dați seama cum începe acest joc, ești nebun? Max Fire Battlegrounds. Bă, vă dați seama, ești nebun? Intro-ul la joc e o poză, gen. Cam așa arată primul lobby din acest videoclip comparativ cu lobby-ul original. Vedem acum o diferență mare pe ecran. Lobby-ul Free Fire versus Max Fire Battlegrounds. Ce găsim pe acest joc? E bine, găsim profil. Care ăsta e profilul? Mă cheamă Bun și eu.
făcut contul la mișto. O avem pe caracterul Misha în joc, bro, are voie. Ok, avem și diamantele. Avem V-Bucks după Fortnite. Skin-uri pe arme, care sunt doar de design, dar uite că arată rău de tot, rău. Cam asta e tot. Avem și Battle Mode, avem Battle Royale, Team Deathmatch și atât. Mamă, bro, ce lobby. Bă, la ce? Să mișcă jocul ăsta cu încetinitorul, să-mi bat picioarele, ca să nu mai zic să mișcă și puțin lag. Ticăluțu! Nu te cred. Tâc-tâm. Nu se poate, ce avion. Da. Bă, ce-a fost Free Fire-ul și ce-a ajuns, bă. Eu mă las, bro, ești nebun. Mama, am sărit cu placa, bro, ia hai. Avem UMP. N-ai cum să lași arma din mână, din câte am înțeles eu. Avem și SCAR. Bro, în jocul ăsta poți să ai o singură armă? Nu dau seama. Oh, avem arme, bro. Deci nu poți să fugi cu mâinile. Ce ciudat a sunat. Dai UMP și SCAR. Stai, asta e grenadă, bro? Bă, ce mi se pare interesant în jocul ăsta e că, bă, ai, poți să sari de două ori și e interesant. Și mai e și funcția asta de te duci așa în față. Mamă, dar să mișcă jocul ăsta, frații mei, din nedescris, ceva disperiat. Bro, uite și tu cum arată aici, bă, ce gliciuit e tot, bă. Pe lângă treaba asta putem să ne plimbăm și cu placa. Mamă, dar ce rapide mici. Mamă, ce trage în mine, stai. Mamă, ce intens e aici, bro. Vreau să mă bag cu unul așa, ia. Lasă-mă că mă plimb cu struțul, frații mei. Distruțicu! Ce ar trebui, mă, să fie ăsta? Ceva rinocer. Din au gândit așa prost ușile, încât uite, e ușă mare și nu poți să intri. Dai! Ăsta-i Adam după Free Fire! Buia! Winner, 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 frații mei. Arată la fel ca pe Free Fire. Buia cu doar că aici scria buier. Merge. Uite că am făcut și level up. De la level 1 am făcut la level 2. De la level 2 am făcut la... level 2. Acum hai să dăm și o notă acestui joc. Deoarece trebuie să dau o notă de la o stea până la 5 stele. Deci eu aș zice că 2 stele merită acest joc. Al doilea joc se numește Survival Fire Battleground 2. Bă, ești nebun! Are mai mult sens cu lobby-ul vechi de la începutul jocului. Nu te cred. Masca din PS1. Asta e masca din PS1 după Free Fire, ești nebun. Pe lângă faptul că se mișcă foarte dubios, îmi seamănă mai mult la PUBG. Nu știu, mi se pare că arată bine și chiar se mișcă în mai multe FPS-uri. Hai că mai e ăsta Free Fire dacă e. Am găsit un M4. Bro, am fix casca de Free Fire în cap. Trage cu shotgun-ul. Uite, mă, că ăsta e interesant jocul ăsta când tragi. Uite sniperul din Free Fire, ești nebun. A, nici n-ai scop pe sniper, ok. L-am omorât. Băi, ca e Free Fire, bro. Nu știu, jocul ăsta e PUBG combinat cu Free Fire, doar că varianta mai lumbaje. Nu te cred, bro. Uite XM8, bro. Bă! Da, jocul ăsta al doilea i-aș da 3 stele din 5 lejer. Bun, al treilea joc de astăzi se cheamă Sigma FF. Bă, voi vedeți cum arată jocul ăsta, bro. Ăsta zici că e ceva cu anime-uri, n-are nicio treabă cu Free Fire, dar hai să dăm start. Bro, dar jocul ăsta ce treabă ar trebui să aibă cu Free Fire, că eu nu înțeleg. Uite cum arată damage-ul! Păi și ăștia ce sunt? Ei sunt cu mine, ce sunt? Girlfriend! Calculatorul e etern, te pup! Pam! Eu nu înțeleg care nu e mai cu jocul ăsta, că ăsta pare un joc de să termine, gen. Deci, ca să vă dați seama, am terminat jocul, cred că în 2 minute. N-are, bro, treabă cu Free Fire, dar hai să zicem 2 stele, mă. Eu zic că merită 2 stele. Jocul ăsta se cheamă tot Sigma Free Fire, la modul ăla, același nume, bro. Deci avem Start Game sau Training Room. Ia hai să dăm la Training Room. Bro, bă, cât de tare e asta, ești de bun? Nu te cred. Vreau așa ceva și în Free Fire. Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Eu zic, bro, avem sunet din Free Fire. Ia ce le dau, mă apăr, a, invers. Stai că le dau, vă dau, să-mi bat picioarele. Am luat băta, vă bat cu băta, mâncava-și gura voastră, vă. Mi se pare ceva nou, probabil e mai multe nivele, adică am văzut că avem shotgun și toate alea. Nota mea pentru jocul ăsta este 2 stele și jumătate, da. Iar ultimul joc de astăzi, fiind o copie a Free Fire-ului de acum 4-5 ani, cam asta e joc, uite, spui ce nume vrei tu. Ba, în flacără mă cheamă, nimica nu merge, shop-ul nimic, profil nu ai, e gen doar test așa și uite că avem PS1. Gen chiar o copie a unei versiuni de acestui joc. Și hai să dăm și noi drumul la un meci. Mamă, vreau zici că e Free Fire, ești nebun. Bă, ce emoție am că mă joc Free Fire 2017, ești nebun. Bine, nu e chiar așa Free Fire, vă dați seama, uitați cum fug. Dar uite, bro, Free Fire 2017. Mamă, ce tare e. Nu știu cei care v-ați jucat în perioada asta, dar chiar aș vrea să-mi scrieți în comentarii dacă v-ați jucat. A avut farme Crăciunul ăsta pe Free Fire în perioada asta, când n-a avut niciun Crăciun niciodată, bă. Ok, deci aterizezi drept jos, nu te duci mai la stânga, mai la dreapta. Eu nu cred că schimb arme, nu cred că ai ce să lutezi în jocul ăsta, cred că doar așa te joci. Ideea e că n-are cum să copieze jocul la perfecție, dar uite, față de restul de jocuri, se mișcă cel mai bine, are cele mai multe chestii, adică are și harta, bro, din Free Fire. Cea mai bună copie după Free Fire, e mai bun ca originalul.
Am făcut kill, bă, uite și animația veche de kill. Mamă, uite cum se vede, ești nebun. Dar să mișcă și mașina asta, n-o să vă mint. Aveam decât 12 player tot meciul. Bă, mie nu vine să cred că mă joc Free Fire 2018 în 2024. Eu mă joc din viitor. Mort! Mamă, ce tryhard sunt! Mamă, ce tare e, mă! Doamne! Să-mi bat picioare dacă nu mi se pare mai tare decât Free Fire-ul actual. Ia, hai să vedem ce le fac și la ăștia. Veniți încoa, veniți încoa. Hai, hai, hai! Mort! Bă, dacă puteai să te joci cu prieteni așa ceva, ce tare era, mă. Uite, bă, cum erau și copacii ăștia de erau atunci, nu mai sunt. Bro, și așa arăta hangarul înainte, bă. Prima oară în viața mea când am făcut buiac pe Free Fire, dar prima oară aici am făcut buiac. Țin minte exact, bro, locul ăsta, fix aici. Mamă, bro, ce fel arăta totul înainte. Bro, ci că băieții nu plâng, ești nebun. Îmi vine să plâng numai când mă văd așa ceva, numai când îmi aduc aminte să-mi bat picioare. Realizez că a trecut toată viața mea, bro. Realizez că au trecut 5-6 ani de la momentele astea. Și că băieții nu sensibili, ești nebun. Uite și tu, bro, ce văd în fața ochilor, că nu vine să cred, ești nebun. Mi-aduc aminte că mă jucam în perioada asta, frații mei. Puțin s-au jucat, asta era chiar 2017. Asta era de când era jocul în beta zona asta. Era o casă fix aici, acolo. Era o căsuță de aia mică, care nu mai e. Uite, bro, și înainte nu exista clocul. Uite, aici e clocul în prezent, dar nu exista clocul în 2017. Și în fața e direct Factory-ul. Bă, ești nebun, mi se pare șocant. Wow. Dar pentru mine, bă, Free Fire a fost copilăria mea, nu știu. Adică, da, nu e vechi joc. Are 7 ani, dacă are nici pe aia, nu știu exact sigur. Bă, jocul ăsta a fost singurul joc de m-am jucat, bă, zi și noapte. Mereu și nu m-am lăsat niciodată, bă, și nu aș putea să o fac să-mi bat picioarele, bă. Acum să-mi aduc aminte să pun la edit o muzică de aia tristă, rău, tot pare emoționant, tot ce ai din aur. E fix harta care era în Free Fire. Uite picul, bro. În stânga sus unde e observatorii, graveyard. Dragonul din Free Fire ăsta a fost prin 2019, cred. Uite și fostul pic, bro, cum arată. Wow, băi, câte amintiri, bă, să-mi bat picioarele, mă. Când vezi treaba asta, ți-aduce aminte de momentele în care toată lumea se înțelegea cu toată lumea. Toată lumea făcea catering, că nu exista să fii toxic. Bă, nimeni nu interesa să fii unul mai bun ca altul. Aici toată lumea își dorea să ajungă heroic. Era momentele în care toți mă râdeam și ne simțeam bine, mă, și nu conta, bă, skin-ul, nu contau banii, nu conta nimic, mă, aici, mă, nimic. Nu făcea nimeni diferență, ești că ăla e slab, că ăla e bun. Nu se certa nimeni cu nimeni, bro, totul era pe caterincă. Of, Doamne, ce repede trece timpul. Hai, bro, chiar vreau să câștig pe cuvântul meu. Vreau să văd dacă au făcut și aia cu buiacul din trecut. Și buia! Acum stai să așteptăm să ne bagi buiacul, ia. Chiar sunt curios dacă e animația aia veche. Aia e, măi, ești normal. Jocul ăsta m-a dat pe spate, mi-a trezit toate amintiri. Merită direct nota 4,5. Nu i-am dat chiar 5 stele, dar merită pe bune. Vreau să-mi spuneți ce joc v-a plăcut cel mai mult. Jocul 1, 2, 3 sau 4 sau chiar 5. De ce nu, dar 5 cred că nu prea mai are sens. Cam atât, eu nu mai pot să spun nimic, chiar am rămas destul de impresionat. Dacă vă doriți și partea a doua, 10.000 de like-uri, să vă abonați. Cam asta a fost. Eu am fost Flacără Neagră și v-am pupat. Ciao.